Traficul pe Transfăgărășan va fi restricționat. Cele mai vizitate drumuri din România în perioada de vară, Transfăgărășan și Transalpina, vor fi închise temporar în zilele de 30 și 31 august. În zona are loc o sesiune foto-video a celor de la Polo Motorrad. Compania Polo Motorrad este unul dintre cei mai mari distribuitori europeni de echipamente pentru motocicliști. Sesiunea foto are loc în cea mai mare parte pe cele două drumuri binecunoscute, Transalpina și Transfăgărășan, dar se vor îndrepta inclusiv spre micile sate din județul Sibiu și centrul istoric Sibiu. Reprezentanții Polo Motorrad doresc să realizeze un portret al țării pentru clienții lor și să prezinte România ca un loc ce trebuie văzut în următoarea lor călătorie pe motocicletă. Toate restricțiile se realizează în sesiuni de filmare de 20 de minute cu pauze de 20 de minute pentru trecerea vehiculelor. Închiderea drumurilor se realizează cu respectarea normelor în vigoare, cu avizul secțiilor drumuri naționale din fiecare județ, acordul CNADNR și îndrumarea poliției.